Salutări, prieteni, sunt Andrei de la Asociația Istoria Vie și v-am rămas dator încă de săptămâna trecută cu răspunsul la o mică ghicitoare, și anume ce legătură au 5 kg de carne de cerb carpatin cu Franța secolului al XIV-lea. Ei bine, colegii noștri de asociație, Iulia, Alice și Ionut, au reușit să împlinească la oaltă frumoasa vârstă de 87 de ani și au decis să își serbeze ziua sub forma unui ospăț vânătoresc la pădure. Să vedem cu ce rețetă medievală am reușit să-i încântăm. Salutare tuturor, suntem în marginea pădurii Foget din Cluj. Avem o reuniune cu tematică de petrecere vânătorească. Dacă tot nu am avut evenimente până acum, ne-am făcut propriul eveniment cu ocazie foarte specială, și anume aniversarea a 3 dintre cei mai dragi membri ai asociației noastre. Iar acum, dacă tot avem adunare vânătorească, vom găti cerb după rețeta franceză, puțin de după 1300. Char de cerf, la loigne en rost ou en pasté, monument lardé, au poivre chaud ou à la sauce alliée en hiver, faite d'os et de cannelé et de gingembre destrempés de lait d'allemande. Les allemandes destrempées d'ève tiède et frites en sein ou en lard et la sauce dedans. Primul pas, ceaunul a stat la încălzit timp de 20 de minute cel puțin. Ceaunul fiind bine încins, acum turnăm untură de porc. Untura s-a încins și acum avem aici o minunăție, niște kilograme de carne de cerb carpatin vânat de către vânătorii secolului al XIV-lea, așa-i? Și acum o vom căli, vom adăuga și niște vin și o lăsăm fără condimente până când carnea este făcută în profunzime, cel mai probabil aproximativ 2 ore. Dumnezeu! Dumnezeu să pătru sfânt! Oi, oi, oi! Carnea a fost ținută cu 2 zile înainte într-un baiț din vin alb tânăr, usturoi, cimbru sălbatic, piper și rădăcinoase, țelină, pătrunjel, morcov. Și călim așa până dispare zeama. Apoi completăm cu ce a mai rămas din baiț cu rădăcinoase. Este în spatele tău pe masă. Iar când acestea se vor evapora, vom completa cu vin alb sec din abundență. Tocăm mărunt plantele aromatice. Pătrunjelul, cimbrul sălbatic, ghimbirul în cubulețe foarte mărunte. Le așezăm într-un bol și punem deasupra usturoi mărunțit. Adăugăm condimente, adică sare, mix de piper alb și negru,
scorțișoară măcinată. Hai să punem și un baton de scorțișoară. No, bine, două. Și le amestecăm pe toate cu lapte de migdale. Mai turnăm până când dă pe afară, apoi amestecăm bine și omogenizăm. Punem amestecul la fiert să dea în câteva clocote până se îngroașă puțin. Și între timp pregătim castronașele. Una dintre cele mai uzuale metode de servire a tocăniței în evul mediu era în castronașe de pâine rotundă cu miezul scobit. Căpăcelele se pun la o parte, ele vor acompania felurile de mâncare de a doua zi, pâinicile scobite vor fi castroanele, iar miezul mărunțit va deveni îngroșală pentru sosul tocăniței. Cum am spus, adăugăm miezul în sos și îl lăsăm să fiarbă puțin împreună cu el, să apuce să se omogenizeze. În câteva clocote, totul se transformă într-un sos foarte, foarte omogen și mai îngroșat. La final, când carnea de cerb este cât se poate de bine pătrunsă, noi ne-a luat chiar mai puțin decât am crezut, mai puțin chiar de 2 ore, pentru că a fost foarte bine prăjită în baiți. La final, cum am spus, se adaugă sosul peste tocăniță și în câteva minute, după ce o lăsăm să se înțeleagă puțin pe sine, este gata de servire. Acestea fiind spuse, de azi sărbătoriți, ne-am dat silința, iar aici vine o rețetă al fritului la final, din prima jumătate a secolului al XIV-lea din Franța, Ser Sautein. Și voi începe, nobile, la mulți ani, și mă bucur foarte mult de prietenii. La mulți ani! La mulți ani, Iulia! Nici nu-ți imaginezi cât de mult ne bucurăm că ești una dintre noi. Și eu. La mulți ani! Mulțumesc! Ce faci aici? Nu pot să-l vrea. El e Alice acum. Sau ar vrea să fie.
Dacă ați considerat acest filmuleț interesant sau util, nu ezitați să vă abonați la canalul nostru și dacă aveți orice fel de păreri, vă rog să le împărtășiți în secțiunea de comentarii. Rămâneți aproape, căci urmează a doua parte a ospățului vânătoresc cu alte bunătăți medievale din carne de vânat și ciuperci proaspete de pădure. Până atunci, din Transilvania, un cărduros servus toc și păstrați istoria vie!